În cele ce urmează, vreau să vă arăt cum puteți construi un alt ornament pentru bradul de Crăciun, de data aceasta din hârtie. Pentru a mă înțelege mai bine, pentru fiecare etapă de lucru, voi folosi câte o hârtie de altă culoare. Bun, avem nevoie de o hârtie colorată, da? O vedeți aici, pe care trebuie să o dăm în două. O îndoim, pur și simplu, avem grijă să fie colț peste colț, capăt peste capăt, linie peste linie, da? Și acum presăm în partea cealaltă, presăm. Da? Asta e prima etapă de lucru. După ce am presat, iată, a doua etapă de lucru, o reprezint prin hârtia galbenă, cu ajutorul unei rigle, ar fi bine să faceți o linie la capătul acesta al foii, deci nu aici unde se îndoaie foaia, ci în partea cealaltă, da? Fixăm noi o linie cam la 1 cm de margine cu ajutorul creionului, da, și riglei. Iar aici niște linii, da, pe care va trebui să tăiem. Da, liniile acestea sunt verticale, iar linia aceasta este orizontală. Bun, ce vreau să faceți este să luați o foarfecă și să tăiați. Iată. Mergem exact pe linie până la marginea fixată de noi. Vedeți până aici? Da? Nu am voie să o depășesc. Și fac fâșii de hârtie. Toată hârtia aceasta o voi face fâșiuțe, mici fâșiuțe. Da? Cu cât sunt mai subțiri fâșiile de hârtie, cu atât o să ne iasă ornamentul mai frumos. Dar nici foarte, foarte subțiri să nu le faceți, nici foarte groase. Da? Și așa mai departe. Iată. Când nu mai am linii, o să vă arăt că se poate și fără linii. Iată. Îmi fixez așa o margine. Și iată. Da? Bun. Toată hârtia o fac așa. O să am aici o hârtie roșie. Iată cum a ieșit toată hârtia noastră roșie, pe care o desfac acum. Da? Și o împăturesc în partea cealaltă, fără să mai presez. Da? Ia uitați. Așa. Așa. Aici trebuie întinsă bine, la mijloc, că ea a fost presată. Și o presez în partea cealaltă. Da? Astfel încât în partea aceasta să vină rotunjit, să vină hârtia rotunjită. Da? Ce am de făcut este ca pe partea asta de sus foii să vin cu niște lipici. Da? Și să pun lipici așa. Da? Uite așa, lipici. Peste tot, peste toată linia, da? Partea aceea pe care noi am lăsat-o liberă și n-am tăiat-o, da? Trebuie neapărat să vin cu lipici, peste care voi pune partea cealaltă de jos, da? Avem grijă să fie parte peste parte. Da? Mie mi-e mai ușor dacă nu mă uit prin cameră. Așa, adică prin telefonul care mă filmez. Iată, am obținut așa ceva. Da? Vedeți cum s-au rotunjit toate astea? Ei, și acum ce am de făcut este să încep să rulez. Da? Uite așa. Rulez, rulez. Da? Puteți să folosiți și niște lipici din când în când ca să nu se desfacă. Să fim siguri că nu se desface aici, da? Așa. Și rulez. Așa cum ne pricepem noi, rulăm. Avem grijă să nu depășim aici capătul acesta. Iată. Cum iese, da? Uite, am scăpat-o puțin din mână, dar pentru că am avut lipici, nu s-a întâmplat nimic. Am pus o bulină mică de lipici, da? Din când în când mai pun puțin lipici. Nu trebuie chiar pe toată suprafața. Așa, doar aici la capăt. Da? Bun, și rulez, 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 până când, ia uite ce obțin. Ta-da! Este ornamentul nostru de Crăciun, da? Pe care, iată, tot cu lipici am dat cu puțin lipici și apoi l-am dat prin ceva poleială, așa, deci am dat cu lipiciul, da? Uite așa, am dat cu lipiciul, pac, 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 și apoi am dat prin poleială și uite, a rămas ceva poleială aici, am dat cu lipici și aici la capăt, da? Și am dat prin poleială ca să fie mai frumos, mai atrăgător, mai strălucitor. Iar aici la sus am fixat o sforicică de care să pot să atârn ornamentul în brad. Dacă nu aveți așa ceva, iată o sfoară, foarte simplă, da? O pun, o fixez deoparte a ornamentului și cu puțin scotch, iată, lipesc aici.
Aici se lipește, pe staniol nu se lipește, dar pe hârtie se lipește scociul. Și în partea cealaltă iarăși fixez sfoara. Și cu puțin scoci, bucățică mică, mică, mică de scoci sau lipici dacă nu aveți scoci. Și iată ornamentul nostru, care poate să fie lipit așa, să, poate fi prins în brad așa, sau poate fi prins cu această buclă. Da? Dacă vă place, este ceva foarte, foarte simplu pe care puteți să faceți, un lucru pe care îl puteți face și voi la clasa pregătitoare. Cu puțin antrenament, totul o să fie foarte, foarte ușor. Aștept lucrările voastre. Sunt nerăbdătoare să văd ce vă iese și vouă. Spor la treabă!